două subpuncte, nu, trei subpuncte la problema 2. Deci, avem... 7 lucruri. Să zicem. Avem așa... dreapta de 1 de ecuație x minus 2y plus 3 de 1 de ecuație x minus 2y plus 3 egal cu 0. Da. Dreapta de 2 x plus y minus 6 egal cu 0. Da. Cerința A. Determinat de 1 intersectat cu de 2. De 1 intersectat cu de 2. Punctul A, de exemplu. Da. Apoi B. Determinați locul geometric al punctelor P. Da, locul geometric al punctelor P, care aparțin unității OX. Cu proprietatea. Deci P aparțin lui OX. OX, da. XX prim, axa XX prim, da. Astfel încât distanța de la P la D1. Distanța de la P. P la dreapta de 1. Să fie P la D1. Egal cu distanța de la P la D2. La D2. C. Tot așa, locul geometric al punctelor Q. Da. Q care aparțin o dreptă OY. Deci Y direct prim. Astfel încât distanța de la Q la D1 egal cu distanța de la Q la D2. Distanța de la Q la D1 egal cu distanța de la Q la D2. Și punctul D? ABCD, da. Da. Area poligonului determinat de cele două locuri geometrice. A, așa. Area poligonului acela care va rezulta. Sfârșitul o vedem noi. Da. Area poligonului. Da. Hai să refigurăm, nu? Să figurăm dreptele acestea. Mai întâi, ca să merge repede, când x egal cu 0, y este egal cu 3 pe 2. 3 pe 2. Când x e 0, y e 3 pe 2. 3 pe 2 înseamnă un întreg și ceva, nu? Da. Un întreg și jumătate. Aici ar fi o dată. Și când y e 0, x egal cu minus 3. Când y e 0, x este minus 3. Ăsta mai aceeași unitate de măsură. 2, 3. Și iată. Ceea ce trasez acum este dreapta de 1, da? Da. Să trasăm și pe cea. Când x-ul e 0, y-ul e 6. Da. Când x-ul e 0, y egal cu 6. Y cu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și când y e 0, x-ul e 6. Da? X-ul este 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și acum, în astea două, trece dreapta. Dreapta de 2. Asta a fost dreapta de 1. Dreapta de 2. Și... de 1 intersectat cu de 2. Trebuie să găsim punctul ăsta. De 1 intersectat cu de 2. Punctul A. A. Hai să notăm cu A. A de coordonate. Și ca să găsim coordonate, cum procedăm? Facem sistemul celor Sistemul celor două și găsim... Deci, am odată că x minus 2y egal cu minus 3 și x plus y egal cu 6, da? Da. Și mulțim cu minus 1 pe a doua, nu? Ca să reducem pe x. Și va veni că minus 3y, nu? Da. Egal cu minus 9, da? Da. De unde y egal cu? Y egal cu 3. Deci punctul A mar de coordonate 3. Și dacă știu pe y cu 3. Nu. De coordonate x și 3. Y cu 3, da? Da. Îl găsim 3 imediat.
Că dacă știu pe Y egal cu 3, mă duc aici și vine X-ul, este tot 3. 3. Da. Deci 3, 3. Și pe urmă, e vorba de găsirea punctelor P de pe axa X-ilor, da? Da. Mai întâi locul geometric al P. Dacă P e pe axa X-ilor, deci P aparține lui XX prim, înseamnă că P are coordonata A și 0. Că punctele de pe axa X-ilor, Y cu 0. A, ca asta nu înțelegeți eu. Păi punctele de pe axa X-ilor au coordonata X-ilor A. Dar Y cu tot timpul 0. Da. Și acum, distanța de la un punct la o dreaptă, avem formula aceea. Determinant. Modul din XP minus 2YP plus 3 supraradical din 1 minus 2 la pătrat egal cu modul din XP plus YP minus 6 supraradical din 1 pătrat plus 1 pătrat. Deci distanța de la un punct la o dreaptă o știm, nu? Deci da. Vine cât? O să vin așa. Modul din XP minus 2YP. X-ul lui P. Adică cine este X-ul lui P? A. Da, sunt... Da. Mi-e mai ușor să scriu mai întâi formula. Hai să zic. Modul din X-ul lui P. Minus 2YP. 2YP. Plus 3. Plus 3, da. Supraradical din... Radical din... 5. A pătrat plus B pătrat, adică? Adică 1 la pătrat plus 2 la pătrat. Da. 5. Egal cu distanța cealaltă. Modul din XP plus YP minus 6 supra radical din 2. Radical din 2, da? Da. Și acum, echivalent cu scrierea următoare. XP e A. E linia A minus 2, 0, 0, plus 3, în modul 9. Da, supraradical din 5. Da. Egal cu X-ul lui P, care este A. A. Modul din A plus... Minus 6. Minus 6, da, supraradical din 2. Radical din 2. Facem produsul. Exact, avem de rezolvat ecuația asta. Adică e vorba de radical din 2 pe lângă modul din A plus 3. Da. Egal cu radical din 5 pe lângă modul din A minus 6. Radical din 5 pe lângă modul din A minus 6. Și ecuație cu moduli. Cum se rezolvă ecuația cu moduli? Tocmai am discutat mai înainte. Facem un tabel de variația semnului. Adică mai întâi A plus 3, care se anumează unde e minus. Eu am să șterg aici ca să... Da, și tu... Deci, ca să nu fiu peste... Deci tabelul de... A, de la minus infinit la plus infinit. Apoi aici A plus 3 primul. Apoi A minus. A minus 6. Asta da. În minus 3 asta este 0. Celălaltul 6 este 0. Minus plus. Minus pe urmă plus. Și o luăm pe intervale. Minus infinit minus 3, minus 3. Când aparțin la minus infinit la minus 3, închis, e cât devine. Am o dos negative și vine radical din 2 pe lângă minus A minus 3. Iar cu radical din 5 pe lângă minus A plus 6. Minus A plus 6. Echivalent cu? A minus A radical din 2. Minus A. Radical din 2. Radical din 2. Minus 3 radical din 2. 3 radical din 2. Egal cu? Minus A radical din 5. Da. Plus 6 radical din 5.
Și ce cu albă ce mântru un membru și vine A pe lângă. A pe lângă. Radical din 5 minus radical din 2. Egal cu 3 radical din 2. Plus 6 radical din 5. Plus 6 radical din 5. Îl dăm pe 3 factor comun din a doua. Din a doua dăm pe 3 factor comun, dar schimb durata A egal cu? A egal cu 3 pe lângă. Pe lângă radical din 2 plus 2 radical din 5. Da. Supra radical din 5 minus radical din 2. Radical din 5 minus radical din 2. Egal mai departe aici, aplicăm conjugata. Conjugata și egal cu radical din 5. 3 pe lângă radical din 2 plus 2 radical din 5 pe lângă. 2 radical din 5 plus radical din 2. Radical din 5 plus radical din 2. Pentru supra 3. Supra 3. 3 cu 3 simplifică. Da. Și atunci A va fi? O, te poate radical din 2. Modul din A plus A, egal cu radical din 5, modul din A minus 6. Și găsim aici ce? A va fi radical din 10. Radical din 10. Plus 10. Plus? Plus 2. Deci radical din 10 am zis. Plus 2. 3 radical de 10 plus 2. Plus 10 și minus, nu tot, plus, plus 2 radical de 10. Deci dacă așa dați în pas. Da? Da. 3 deci, radical din 10 plus 12. 3 radical din 10 plus 12. Asta a fost pentru ce interval? Minus infinit minus 3. Este acesta în zona? Aparține, întrebăm, aparține la minus infinit minus 3? Nu. Nu aparține, deci nu aparține. Înseamnă că nu e soluție. Noi l-am luat ca soluție. Și am a două cazuri, nu trei. Păi uite-te la noi dacă asta este situația, nu? Deci sunt trei variante. Da. Minus infinit minus 3, minus 3 e 6, 6 plus infinit. Da. N-am discutat până adineară la modul așa facem, nu? Așa. Și cazul, deci aici, în cazul acesta, nu am soluție, că așa am vorbit. Da. Trebuie să vedem dacă aparține sau nu. Mergem mai departe. A aparține intervalul. Aparține intervalul la minus 3 la 6. Minus 3 la 6 închis. Da. Ecuația devine. Radical din 2 pe nu, 2, A radical din 2 plus... Deci radical din 2 pe lângă. A plus... 3 rămâne așa, că suntem în zona asta. A plus 3. Egal cu radical din 5 pe lângă minus A plus 6. Pe lângă minus A plus 6. Și avem. A radical din 2 plus... A radical din 2 plus... 3 radical din 2. 3 radical din 2 este egal cu minus... A radical din 5 plus 6 radical din 5. Duc în stânga și vine A pe lângă. A pe lângă radical din 2 plus radical din 5 este egal cu 6 radical din 5 minus 3 radical din 2. Minus 3 radical din 2. Atunci A va fi egal cu 3 pe lângă 2 radical din 5. A egal cu 3 pe lângă 2 radical din 5 minus radical din 2. Da. Supra radical din 2 plus radical din 5. Amplificăm conjugata și a venit A egal cu 3 pe lângă radical din 2. Hai să zicem radical din 5 minus radical din 2. Da. Ca să se ducă frumos. Deci 3 pe lângă 2 radical din 5 minus radical din 2 pe lângă radical din 5 minus radical din 2. Dar la 2 radical din 5
Păi, Carl Nicolaș, gata. A, da, da. A scris invers, doar adunare cumulativă. Da. Totul supra. 5 minus 2 face 3. 3 plus 3. Da, și e egal cu... Radical din 5 minus radical din 2 până în 2 radical din 5. Să și mulțim. 2 radical din 5 ori radical din 5 face 2 ori 5, 10. 2 radical din 5 ori radical din 2. Minus radical din 10. Minus 2 radical din 10. Da, mi-am scris altele. Așa. Da. Minus radical din 10. Minus radical din 10 plus 2. Plus 2. Și avem 12 minus 3 radical din 10. 12 minus 3 radical din 10. Dacă aparține în zona în care lucrăm noi, de la minus infinit, nu de la minus infinit, la minus 3, la 6. Pare să găsește, este 12 minus 3, adică 10 la... Păi, 2, stai așa. 3 la... No... No... 12 minus 3 radical din 10, dacă aparține la minus 3, la 6. Adică trebuie să fie mai mare ca minus 3 și mai mic decât 6. Radical din 10 cam 3 și ceva este. Da. Și 12, 3 ori 3, 9, 12 minus 9 este un număr pozitiv. Dacă mai mic decât 6, ne întrebăm dacă 12 minus 3 radical din 10, dacă mi-e mic decât 6. Ridică la pătrat. Ducem pe 12 în parte. Sau ducem pe 3 radical din 10 în parte aici pe 6 în stânga. Da. E de parcă aș avea 6. Mai mic decât 3 radical din 10. Ridică la pătrat. Da, se simplifică mai întâi că intru în 3. Și vine 2 mai mic decât radical din 10. La pătrat, aș cum aș spune că 4 mai mic decât 10. Adevărat. Într-adevăr, asta e soluție. Da. Deci, spunem că pentru cazul 2, nu? Da. X A egal cu... Are coordonate 12, nu? Nu, A egal cu A, soluția A asta. A egal cu 12 minus 3 radical din 10. 12 minus? 3 radical din 10. 3 radical din 10. Soluție, da? Da. Și mergem mai departe. A 3 de interval. Da. Cazul 3. A aparține de la 6 la plus infinit. Ecuația de linie. Sunt amândouă pozitive, deci o să vină... Radical din 2 pe lângă A, A plus 3. Egal cu radical din 5 pe lângă A minus 6. Radical din 5 pe lângă A minus 6. Și am primit A radical din 2 plus 3 radical din 2. Plus 3 radical din 2. Dar cu A radical din 5, minus 6 radical din 5. Minus 6 radical din 5. Și o să fie A pe lângă radical din 5, minus... Nu. A pe lângă radical din 2, minus radical din 5. Radical din 2, minus radical din 5. Egal cu 3. Nu, minus 3. A, minus 3, da. Minus 3 radical din 2. Minus 6 radical din 2, da? Adică mulțim cu minus 1 și ar fi ca A pe lângă radical din 5 minus radical din 2, da? Când mulțim cu minus 1, egal cu, scoate și 3 factori, din 3 pe lângă radical din 2 plus 2 radical din 2. Atunci A va fi egal cu... A va fi egal cu... 3 pe lângă radical din 2 plus 2 radical din 2. Pe lângă, 3, pe lângă radical din 2 plus 2 radical din 2, cât face aici? Am greșit undeva. Radical din 5 ai. Ai zis o greșit aici. Da. Vezi? 5. 6. Și atunci radical din 2, 6. Păi da, aș vrea să dă factor conflict. Da, am dat 3. Am dat, dar n-am putut zis radical din 2. 5, da. 3 pe lângă așa. Radical din 2 plus 2 radical din 5. Supra radical din 5 minus radical din 2. Minus radical din 2 și amplificăm conjugata și facem egal mai departe cu 3 pe lângă radical din 2 plus 2 radical din 5 pe lângă radical din 5 plus radical din 2
totul supra... Pe lângă radical din 5 plus radical din 2 supra... Că din 5 minus 3? De 5 minus 3, 3. Radical de 2 plus 2 radical din 5 până... Toți sunt cu plus aici, nu? Da. Deci ar veni 10. 10 plus 2 plus... Plus 10. Plus radical din... 2 radical din 10. Că e 10 plus... De 10 aici vine 5 ori 2, 10 plus așa. Și vine radical din 10 odată și 2 radical din 10, 3 radical din 10. Da. 3 radical din 10, deci facem final 12 plus... 12 plus 3 radical din 10. Da? 2, 3. Și dacă ăsta este dincolo de 6, este. Deci a treia variantă este bună, nu? Deci avem două... Acolo se obține. Nu. A dat, deci, exact la fel. Numai că nu înțeleg de ce au luat două cazuri. Adică au luat așa. P este egal la 6. Radical din lepră de x pe plus 4 egal cu minus radical din 5. Vezi că sunt astea două soluții. Da. A fost 3 și al minus 6. Vezi și tu, poate descifrezi acolo. Da. Și soluțiile sunt aceleași, nu? Da, sunt aceleași. Da. Acum, pentru celălalt... Asta a fost B-ul. Da. Iar pentru C... La fel. E la fel, numai că punctul P, Q va avea coordonata care Q, din coordonate 0 și B, să zic. 0 și alfa. Și totul merge la fel, exact ca mai înainte, totul vei avea acolo două ecuații, o ecuație cu doi moduri și analizez exact, ca și mai înainte. Da. Singura chestie că la B a fost, cum am zis noi, A și 0, acum este 0 și B. Și se repetă, da? Da. Poți să faci asta, da? Da. Altceva? Area poligonului... Area poligonului, dacă, adică poligonul erau cele două puncte, adică era odată radical din 12 plus 3 radical din 10 și celălalt care mă aflasem. Hai să vedem încă o dată dacă mi-am amintesc cum am făcut-o, parcă... E, dar trebuia să aflăm și la B, că depinde de ăsta, dar am eu coordonatele. Cum am aici cuvintele la axa aici, o să mai întrești? La 3 pe 2. 3 pe 2. Adică un 3 și jumătate. Deci o să duc un pic mai sus. Dar nu mai avem voie de drepte. Aș vrea să văd ce poligonul vrea să... Păi nu, poligonul e determinat de drepte. E determinat de... Punctele astea două de la B, care le-am aflat noi, așa. Punctele de la următorul. Păi nu sunt puncte de pe axa X și pe axa Y? Asta, da. Deci, pe aceea vreau să le reprezint. Dar tu spui că nu mai depinde de dreptul. Nu, nu depinde de dreptul. De acord, de acord. Deci avem un punct... Odată este 12 plus 3 radical din 10. 12 plus 3 radical din 10. 12 plus 3 radical din 10. Și 12 minus 3 radical din 10. Asta, așa. Asta. Da. Hai să vedem cam cât înseamnă, unde îl plasăm. 12 minus 3 radical din 10, tot pozitiv este. Da. Cam 3 și ceva. Că 3 radical, dacă ai fost din 9, ar fi fost 3. 3 ori 3, 9. 12 minus 9, 3. Deci e mai mic decât 3, 2,7, 2,8, zic așa. Așadar, cum am luat unitatea de măsură, cam atât. Cam pe aici este punctul, parcă cu P a fost notat, da? Da. P1. P1. Și P2 este 12 plus 3 radical din 10. Da, undeva acolo. Pe aici, undeva. Asta e P2. Și punctele de la punctul C, Q, Q, da. Era așa.
0 și 3 radical din 10 minus 6. Ordonat de 0. 0 și 3. 3 radical din 10 minus 6. Da. Și Q2. Ordonat de 0 și 3. Minus 3 radical din 10 minus 6. Minus 3 radical din 10. Minus 6. Minus 6. Deci, 3 radical din 10 minus 6 e pozitiv. Cam 9 minus 6, 3. Da. Cam de aici până la să spunem este Q1. Și Q2 este negativ, nu? Minus 8. Pe aici până la Q2. Și îți cere să afli area poligonului. Q1 pe 1, Q2 pe 2. Q1 pe 1. Pe 1, Q2. Pe 1, Q2. Pe 1, Q2. Q2 pe 2, pe 2, Q1. Pe 2, Q1. Da. Este un poligon așa, nu? De pe asta, sub forma asta, da? Are poligonul ăsta, da? Q1, pe 1, Q2, pe 2. Da. Păi, cum ai încercat tu să afli? Eu păi aș zice așa, să scădem cel mare, baza ori înălțimea asupra 2. Și înălțimea avem, așa. Baza înălțimea asupra 2 și baza ori înălțimea asta asupra 2. Este destul de simplu. Dar ca să găsești baza din P2, să scazi pe P1. Da. Deci din P2 scazi pe P1. Cât e P2? P2 este 12 plus 3 radical din 10. Da. Și minus P1 care era 12 minus 3. Deci 12 plus 3 radical din 10 minus 12 minus, deci minus, minus plus ar din aici. Da. 3 radical din 10 și face 6 radical din 10. Deci asta este 6 radical din 10, baza, da? 6 da. Radical din 10, ori înălțimea. Odată ori Q1, că ăsta este Y, ori Q1, supra 2, și odată baza ori înălțimea ori Q2. Deci ar fi Q1 plus Q2 pe 2. Baza ori Q1 plus Q2 pe 2. Da. Și e gata problema. Da. Și asta a fost prima problemă. Și problema cealaltă? E tot așa de... tot la fel. Tot în genul ăsta, da? Ce nu ți-ai n-ai înțeles tu acolo? De ce? Mi-a înțeles de ce puteai să zero acolo. A, păi dacă e pe axa X-ul, practic asta ce spune. Da. Dacă e pe axa X-ul, ce se întâmplă? Și înseamnă că Y-ul e zero. Da. Iar pe axa Y-ilor, X-ul este zero. Atât de tot. Și l-ai întrebat un coleg sau în clasă? Toată mea copiază, da. Deci, în liniște se copie de pe tablă. Asta este mare necaz la clasă, că se scapă de obligații. Dacă mi-am copiat de acolo, nu m-am dreapt. Da. Da, ne oprim aici. Și să le zicem la revedere celor care ne-au urmărit pe luni de acum, da? Azi joi?